Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru voi, dragii mei peștișori, să vedem ce va fi, ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. Și dacă nu ați vizionat etalarea pentru luna octombrie, vă invit să intrați pe canalul meu, există un playlist și acolo găsiți etalarea pentru Zodia Pești. Acolo veți vedea și veți auzi mai multe detalii pentru această lună octombrie și chiar sunt curioasă dacă rezonați, da? Cu această etalare pentru luna octombrie. Dacă doriți o etalare privat, cu mare drag îmi puteți scrie la adresa de mail, se află de sub acestui videoclip și voi fi la dispoziția dumneavoastră pentru că etalarea în privat este altceva decât această etalare generală. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături și că mă susțineți. Că mă urmăriți, haideți să vedem pentru Zodia Pești, luna sau ascendent în Zodia Pești. Îmi cer scuze pentru această voce și dar nu vrea să mai întreacă. Am început de astăzi terapia cu antibiotic, după 3 săptămâni de răceală. Sper să mă fac bine, că m-am săturat. Haideți să vedem pentru Zodia Pești, luna sau ascendent în Zodia Pești, pentru viitorul apropiat, ce va fi, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră, ce evenimente, situații. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, ok. Haideți să vedem Zodia Pești. Ok, mulțumesc. Aș dori și să clarific că voi afla mai multe detalii dacă nu vă deranjează. Haideți să vedem fiecare card în parte. Mulțumesc. Ok. Ok. Aici văd trei de bețe cu o falsitate. În ce privește o colaborare sau în ce privește un drum, un parteneriat, o călătorie, văd că veți lua o hotărâre, veți acționa, dar în ce privește această pisică, această falsitate, văd că veți acționa pentru interesul dumneavoastră. Văd un pic de rigiditate sau e posibil să acționați sau să faceți un drum, să în ce privește o afacere, o investiție. Și e posibil să fiți mai reticenți, să fiți mai neîncrezători, da? Sau să aveți de-a face în drumurile dumneavoastră cu o persoană falsă, o persoană care vă face complimente, dar nu este sinceră. Ascultați-vă intuiția aici și îmi spune ceva de 3 puncte. În dragoste, în iubire, sunt anumite secrete aici. Sau văd că studiați foarte mult o persoană, aveți sentimente sau cineva vă iubește în secret. Rac, scorpion, pești poate avea un rol important. Iubiți în secret pentru că nu mai doriți să vă exprimați sentimentele, pentru că nu mai doriți să suferiți, pentru că aveți senzația că cineva a profitat de sentimentele dumneavoastră și că dacă vă exprimați dragostea, acea persoană se schimbă. Chiar sunt curioasă despre ce e vorba. E un mesaj pentru cineva dintre voi. Cu proteasa și cu iubirea văd o veste în iubire din partea unei persoane rac, scorpion, pești, din partea unei femei mai înțelepte, mai interiorizată, mai retrasă. Văd o femeie aici, o femeie empatică, o femeie sensibilă, o noutate în ce privesc hobby-urile, pasiunile dumneavoastră, în ce privesc studiile dumneavoastră.
Cu proteasa aici cred că veți face ceva în secret. Da? Și nu văd să acționați. Văd că studiați pe cineva și așteptați momentul oportun. Vreau să zic că în dragoste, în iubire există fidelitate, da? Dar se cere și răbdare. În dragoste văd o femeie mai în vârstă care are sentimente pentru dumneavoastră și nu știu dacă v-a zis, dacă nu v-a zis, să știți că această femeie vă iubește în secret. Cu regele de cupe, văd că veți avea parte de o surpriză la drum, de o reușită la drum. Regele de cupe, văd că veți reuși în ceea ce v-ați propus, da? Văd soluții. Văd că veți trece peste o problemă, dacă sunteți dumneavoastră acest bărbat. Dacă nu sunteți dumneavoastră, văd că un bărbat vă va ajuta de la drum în ce privește reușita dumneavoastră. Semne de foc, berbecul, săgetător, poate avea un rol important. Vreau să zic că veți fi în centrul atenției, veți face un drum, o călătorie și văd o reușită pe care o veți avea la acel drum, da? În ce privește munca dumneavoastră sau în ce privește pasiunile voastre. Regele de spade cu o doamnă măritată. Aici îmi spune că există. E posibil să trebuiască să. Sunt două persoane aici. Un semn de aer gemeni balanță vărsător sau un semn de pământ aur fecioară capricorn. O femeie care are un copil sau mai mulți copii. Văd că este geloasă sau invidioasă pe dumneavoastră și e posibil să fie mai rece sau mai detașată această persoană. Și să vă facă să simțiți acest lucru. Sau e posibil să intrați în legătură, dacă sunteți dumneavoastră această persoană, să intrați în legătură cu un bărbat, un profesionist care vă poate ajuta, vă poate da un sfat, un bărbat care poate lucrează într-o instituție de stat sau un bărbat care este foarte rațional, rece, dar inteligent. Poate la locul de muncă sau să vă ajute într-o situație pentru cariera dumneavoastră, pentru munca dumneavoastră sau poate să fie orice alt bărbat într-o instituție la care veți merge. Veți primi un sfat din partea acestui bărbat sau dumneavoastră văd că sunteți mai rece, mai distant de o femeie cu care, dacă sunteți separați, divorțați, sunteți mai rece și mai distanție, mai rațional cu privire la o ex cu care aveți copii. Poate să fie și o situație de genul, da? Și eremitul aici cu o femeie, cu doamna, cu îndrăgostita, îmi spune că meditați și reflectați foarte mult cu privire la sentimentele dumneavoastră, cu privire la o relație de iubire. Văd o femeie îndrăgostită de dumneavoastră, o amantă, sau vă aduceți aminte de o femeie din trecut care v-a fost amantă, dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți femei, sunteți foarte prudentă și reflectivă la relația dumneavoastră sentimentală. Poate vă simțiți singuri, în solitudine sau singure, și vă conectați la sufletul dumneavoastră interior în ce privește o decizie. Da? Sunt persoane dintre voi care sunt singure și ar dori o relație de iubire, o relație romantică. Și poate vă gândiți sau intrați în contact cu o femeie care lucrează în cadrul sănătății. Sau puteți dumneavoastră să lucrați în cadrul sănătății și să întâlniți această femeie care vă atrage, de care vă îndrăgostiți, sau dumneavoastră va trebui să mergeți la un medic, să faceți o vizită la un medic. Da, interesant. Și trecutul poate avea un rol important sau o femeie din trecut. Cifra 9, luna septembrie. Pajul de cupe și o veste. Văd aici foarte multe emoții, o nouă relație sentimentală, o nouă pasiune. Cineva va simți fluturi în stomac, cineva este poate mai imatur sau mai visător, îndrăgostit sau îndrăgostită, în camera sa, în casa sa. Cineva va sta în casa sa și va visa la o nouă persoană. Dar văd și o nouă relație sentimentală și emoții foarte multe. Da? Și văd un nou început care va dura pe termen lung. O oportunitate, un nou drum stabil. Da? Sau veți primi o veste
care vă va lăsa cu gura căscată, o veste neașteptată, care va fi o surpriză pentru dumneavoastră din partea unei persoane care are sentimente pentru voi. Cu cinciul de bețe și cu o femeie în semn de foc, berbecul săgetător. Sunt anumite conflicte aici. Discuții în contradictoriu, o competiție. Sau aveți conflicte interioare din cauza acestei femei, da? Sau e posibil să fi fost anumite conflicte între dumneavoastră sau să mai fie în viitorul apropiat și să vă producă această competiție sau conflicte interioare. Dar parcă cineva se opune în ce privește dorințele voastre, pasiunile dumneavoastră sau gândurilor dumneavoastră sau ce trebuie să faceți. Cifra 5 și 9 poate avea un rol important. 3, 2. Sunt anumite conflicte și discuții în contradictoriu cu o femeie în semn de foc, berbecleu săgetător. Da? Interesant. Chiar sunt curioasă să lăsați un mesaj să aflu despre ce e vorba. Pentru că aici deja văd trei femei. Văd trei femei și văd că sunteți foarte empatici și sensibili, intuitivi în același timp, spiritual chiar. Sunteți foarte prudenți în ce privește iubirea dumneavoastră, sentimentele dumneavoastră sau în ce privește o relație în secret. Haideți să vedem sfatul Arcangelului Gabriel, ghidarea sa pentru voi, dragii mei peștișori. Da, vedeți, vă retrageți. Cum am văzut cu acest eremit, vă retrageți în casa dumneavoastră, în locul dumneavoastră intim, vă retrageți poate dintr-o relație pentru că aveți nevoie de a vă concentra pe prioritățile voastre, dar veți primi vestea oricum, vă va căuta acea persoană. Zice să petreceți mai mult timp singur sau singură, în liniște, în pace, pentru a vă concentra pe obiectivele voastre, pe dorințele voastre, pe scopul dumneavoastră. Și să deschideți inima iubirii, dar vă e frică pentru că ați fost trădați, mințiți și înșelați, s-a profitat de sufletul dumneavoastră. Să deschideți inima iubirii pentru că dacă tu vei deschide acea inimă, vei primi iubire în toate creațiile tale. Și cu cât va fi mai puternică energia, cu atât ea se va exprima, o vei simți. Deci trebuie să faci cu iubire, din iubire, da? Cu răbdare. Vezi această iubire aici? Trebuie să o faci cu iubire. Parcă există acolo femeie pentru tine, dar nu o dorești. Sau tu, dacă ești femeie, nu-l dorești pentru că nu mai vrei să suferi. Dar dacă tu îți vei deschide inima iubirii, iubirea se va exprima în viața ta și ea se va dezvolta, o vei simți mai mult. Va intra. Deschide acea inimă. Nu ai de ce să fii reținut. Mai dă o șansă. Nu toate persoanele sunt la fel. Cu cât tu te vei deschide și vei primi, cu atât mai puternică va fi această energie a iubirii în viața ta. Și lasă în urmă acel trecut. Sau lasă în urmă controlul, că ziceam că ești reținut, da? Sau reținută. Lasă controlul în urmă, în ce privești situațiile, persoanele din viața ta, sentimentelor tale, Trebuie să te eliberezi de dorința de a controla această situație care tu o trăiești și lasă ca înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu să rezolve în cel mai bun mod posibil situația în care tu te afli. Și dacă tu controlezi situația persoană sau tu ca persoană, blochezi energia și nu va mai trece energia și aduce un dezechilibru, aduce un blocaj și aduce o frustrare, pentru că dacă tu blochezi energia, nu va veni, nu va intra, nu o vei trăi, nu o vei simți. Și ți aduce frustrare, ți aduce probleme, da? Și nu vei fi fericit sau fericită. Și lasă și ai încredere în Dumnezeu și în divinitatea, în înțelepciunea divinității, pentru că va rezolva în cel mai bun mod posibil această situație în care tu te afli. Chiar sunt curioasă să aflu despre ce este vorba. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine, sănătoși, să fiți iubiți, la revedere, sănătate!